Echipa feminină de tenis de masă, CSM Media, și-a terminat turul de campionat Divizia B pe prima poziție, după ce a câștigat toate partidele disputate la sfârșitul săptămânii trecute la Moinești. Jucătoarele pregătite de antrenorul Viorel Sterea au învins CSM Buzău, CSM Moinești, CSU Craiova și LPS numărul 2 Constanța. De asemenea, echipa de băieți, angrenată în Divizia A, a câștigat două dintre cele 7 runde disputate și a încheiat turul pe poziția 6-a. Participarea celor două echipe de tenis de masă la competițiile de la sfârșitul săptămânii trecute a fost asigurată datorită cofinanțării primite de la Consiliul Județean Sibiu și sprijinului primăriei Mediaș. În cele 3 zile de competiție, echipa de fete a Clubului Sportiv Municipal Mediaș, formată din Moga Mădălina, Moca Mara, Herciu Gabriela și Hilea Beatriz, au avut de disputat 4 runde. Fetele au reușit să-și îndeplinească obiectivul, terminând turul pe locul 1. Astfel s-au impus în fața echipelor CSM Buzău cu 3-0, CSM Moinești 3-1, CS Universitatea Craiova 3-1, LPS 2 Constanța cu 3-0. Divizia A masculin a avut loc la Bistrița, unde echipa de băieți formată din Pânzar Andrei, Cândia Cristian și Ghenu David au avut de jucat 7 runde. Au obținut 2 victorii, impunându-se în fața echipelor ACS Voința Câmpul Lung cu 3-1 și CSM Arad cu 3-0. Au terminat turul pe locul 6. Ne bucurăm pentru aceste rezultate bune, care au fost obținute pe măsura muncilor sub îndrumarea domnului antrenor Viorel Stere. Le dorim succes la competițiile viitoare. Participarea Clubului Sportiv Municipal Mediaș la acest campionat a fost asigurată de cofinanțarea primită de la Consiliul Județean Sibiu și sprijinul primăriei municipiului Mediaș.